Visul oricărei fete, încă din copilărie, este să aibă un munte ca în povești, iar ea, pe sigur, să fie prințesă. Pentru că avem mare, mare nevoie de ajutorul dumneavoastră. Spune, cu ce poți să te ajut? Păi avem un surprins, un deosebit, care își dorește tare mult să facă rost de teta Savarină. Îngerii nu au nevoie de vize și nici inimile oamenilor. Sunt trimisă de Andreea cu solie la dumneavoastră și împreună cu soția v-am pregătit o surpriză. Alo, Andreea, am marcat deja un punct în meciul contratimpului. Bună ziua! Salut, mă, ce mai faceți? Bine, pregătim de meci cu emoții. Da, noi ne-am pregătit și noi de meci. Da? Aceștia sunt copiii noștri. Pregătiți? Da! Este o persoană care îi place să dăruiască, a studiat limbile străine și ca un îngeraș ce este, îi place să se îmbrace în alb. De 2 ani de zile urmează cursuri de canto și este nelipsită din sălile de teatru. Elena, acum vei avea mai mult de călătorit prin țară. O să trebuiască să lași aceste mici plăceri deoparte pentru un timp. Este adevărat, dar cred că merită acest minim efort, să-i spun, pentru că ceea ce se întâmplă, vă mulțumesc. Pentru că ceea ce se întâmplă la surprize este într-adevăr special. Spiritul de grup îl înveți cu timpul. Ei de mici trebuie să aibă acest spirit, să și-l însușească și cu siguranță o să ajungă și ei unde suntem noi. Te vedem azi pe teren? O să intru puțin, da, o să mă vadă. Director era cam pe fugă, așa că ne-a trimis direct la proiectant. Am înțeles că urmează să se petreacă un eveniment aici în București în curând. Bună ziua, văd că mă așteptați! Sunt Elena, îngerul surprizelor, am vorbit la telefon. Bună seara! Șansa lor. Iată și informațiile voastre de plecare. Se pare că de data aceasta nu voi fi un simplu înger, voi fi chiar Cupidon.